Având în vedere faptul că iarna refuză să părăsească județul Timiș și atenționările meteo sunt pe măsură, recomandăm conducătorilor auto să-și planifice călătoriile din timp, să-și echipeze autoturismele cu anvelope specifice sezonului de iarnă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrarea bruscă a sistemului de frânare și a mecanismului de direcție. Pot să vă spun faptul că în ultima perioadă, pe raza județului Timiș, au avut loc incidente, ce este drept minore, în care au fost implicate autoturisme datorită condițiilor meteo și a carosabilului acoperit cu mâzgă și zăpadă. Drept urmare, revin și atrag atenția conducătorilor auto să acorde o atenție sporită vitezei de deplasare și să-și curețe autoturismul înainte de a pleca la drum.